Bună seara, dragi telespectatori! Suntem la Vocea Diasporei, o emisiune despre diaspora, pentru diaspora și cu participarea diasporei. Ca întotdeauna, în ziua de luni, punctual, suntem la emisiunea noastră. Prezenți cu oaspeții. Iată, astăzi avem în studio un oaspete deosebit. Îi spune Luigi Savoia. Bună seara. Din Italia. Vorbește perfect limba italiană. Deci, și limba italiană, și limba... Vorbesc perfect limba italiană. Și limba română, să înțeleg corect. Deci, Luigi, bine te-am găsit la noi în studio, da? Mersi mult. Deci, uite, haide astăzi să vorbim noi în doi despre așa o temă. Lăsăm în totalmente politica, ultimele evenimente care s-au produs, știrile cele mai eclatante care s-au produs, da? Vorbim la ceva, la o temă mai lejeră, ceea ce ține pur și simplu de casă, de familie, de raporturi pur interpersonale, interumane. Un tema mai dulce. Un ceva mai dulce, nu vorbim despre nave naufragiate, nu vorbim despre guverne care își dau demisia, despre alegeri parlamentare sau ceva de genul ăsta, demonstrații, fie în Italia, fie în București, fie în Chișinău, nu. Vorbim despre familie. Deci, pentru tine, Luigi, ce este, ce înseamnă acest concept, noțiunea, însuși, familia, ce înseamnă? Familia este un cuvânt foarte frumos, eu cred. Numai decât. Familia este, în primul rând, respect. Da. Și eu cred că avem nevoie de respect în 2012. În anile astea s-a pierdut un pic sensul de la familie. De ce vorbim astăzi despre familie, fiindcă, franc să vorbim, am rămas plăcut surprins despre istoria ta personală, din biografia ta personală, dacă ești atât de drăguț să o povestești și web spectatorilor care ne privesc acum și să ne spui cum s-a format familia părinților tăi, cum tu ai venit pe lume. Istoria familia mea este o istorie foarte frumoasă. Dar foarte suferințe au fost între familie. În 1973, tata încă era la școală și era chimist la Institutul Tehnic din Calabria. La școală în ce sens? Câți ani avea? Avea 18 ani, cam așa. Așa. În 73? Da. Așa. Și? Și erau la școală, ultimul an, la Institutul Tehnic Industrial, în Crotone. Deci este o țară, orașul din partea Calabria, din sud. Deci sudul Italiei. Deci lângă Sicilia, să zicem. Și au ales, în loc să plece la Budapest, au ales București. Ca excursie? Ca excursie, sau da. În deplasare de serviciu? Nu, era pur și simplu excursia în luna din iunie, mai-iunie. Păi anul 73, uite că în România era Ceaușescu. Era Ceaușescu, nu da, știu. Da, ca să nu deviem de la temă, da. Nu știu cum au făcut, dar s-au dus la odihnă. În București. În București. Da. Eu cred că a fost foarte plăcut, pentru că, să zicem că, cum mi-au povestit mie pe urmă, nu știu. În ziua aia erau toată clasă, toți bărbați din clasă, pentru că majoritatea erau bărbați, nu erau femei atunci. Să zicem că Institutul de Chimie în anii 70-80 erau mai mulți bărbați. Așa. Nu erau fetele înscrise. Deci, să zicem, au ajuns la București și au stat 7 zile. Și după masă, erau la plimbare prin străzile din centru. Așa. Și după cum mi-a povestit prietenul lui tata, fostul coleg de școală, erau prin stradă acolo lângă o sală de fitness. Sală de forță, da? Palestra. Dar era sala de forță, dar era și sala de gimnastică. Gimnastică aerobică, poate, artistică. Da? Artistică. Da. Era gimnastică artistică. Păi, gimnastică artistică este foarte puternică în România. Da. Să nu alunicăm de la temă. Uh-huh. De fapt, mama era o gimnastă. Așa. Și s-au nimerit la sfârșitul orele, când fetele ieșeau, probabil, cred eu,
spălate și aranjate frumos. Da, de la lecția de gimnastică. Cred că, da. Și între băieți au făcut, cum se spune. Bună seara, ciao bella. Ciao bella. Așa. Și lui tata i-a venit ceva. Fiindcă mama, i-am văzut pozele, era foarte, este doamna foarte frumoasă. Tata a zis, băieți, stați că aia e a mea. Așa, stați cu minți voi, stați asta cuminți. E a mea, da. Și prietenii lui tata au zis, Egidiu, așa se numește tata. Bă, tu glumești? Nu glumesc, eu spun adevărul. Așa. Lăsați-mi că ea e a mea. S-au cunoscut și urmă după 7 zile, tata a plecat. Dar au stat un an de zile, despărțiți. Tata scria scrisoarele în limba română cu dicționar. Mama îi răspundea în limba italiană cu dicționar. Iată o metodă foarte interesantă de a însuși limbi străine. Așa. Tata a învățat limba română. Mama a învățat limba italiană. După un an de zile, tata anul ăsta s-a chinuit foarte mult la serviciu. A lucrat dublu pentru să strângă banii și cu plâns s-a dus în România. La sfârșitul se cunoaște familia lui mama și a cerut în căsătorie. Așa. S-au căsătorit la București. A făcut toate actele. S-a făcut chiar nuntă la București. S-a făcut nuntă la București în luna de ianuarie. Era foarte germ, îmi zicea tata. Era frig, zăpada. Au stat 2 zile jumate acolo în casă. Au sărbătorit nunta. Și pe urmă, în timp de o lună, au făcut toate actele ca să vin împreună în Italia. Așa. Au făcut ușor, apropo, actele, fiindcă, totuși, să nu uităm, perioada Ceaușescu. N-a fost foarte ușor, dar prin cerere dar nici a fost greu. Super. Da, pentru că au făcut cerere cum se face de obicei. Dar fiindcă erau căsătoriți, domnul Ceaușescu nu mai avea ce zic. De fapt, Ceaușescu era destul de deschis față de Occident în acea perioadă. Da, bine, și? Și au ajuns la Italia. Deci, să înțelegem că era deja anul 74. 74-75. 75. Cam așa. Da. Și am născut în 79. După 4 ani, să zicem că în luna de iulie, 13 iulie, m-am născut. La început, mergeam de multe ore în vacanță la București. La mamaie, la tătaie. La rudii lui mamă, deci verișorii mei. Apropo, cum te-au primit verișorii? Foarte bine, de când eram mic. Mi-a plăcut foarte bine și mi-aduc aminte niște clipe foarte frumoase. Era bucuria mare când mergeam acolo vară cu mașina. Noi stăteam 2-3 luni în București. Eu aveam 4-5 ani de zile și am început atunci să vorbesc românește și am vorbit frumos românește, curat, pentru că toți prietenii, toți rudii me luau și mergeam afară să jucam. Și în timpul ăsta am vorbeau românește și eu am învățat limba. Am păstrat limba. Păi mama vorbea cu tine mama românește? Vorbea, da. Mama vorbea românește și tata vorbea românește. Și acest bilingvism nu ți încurca într-un fel? La început nu. Pe urmă, să zicem că în cursul viața, un pic m-am încurcat. Interferența limbilor. Chiar dacă sunt foarte vecine, sunt două limbi, da? S-ar părea că foarte vecine. Este suficient să faci un pas de la română la italiană și viceversa pentru a însuși. Dar, iată, se întâmplă și acum cu doamnele noastre sau cine este în Italia, că după ani de zile se întorc acasă cu un limbaj român foarte deocheat. Deja contaminat cu foarte multe cuvinte italiene. Încurcătura eu cu limba italiană-română am avut-o cu engleză. Când eram la școală, trebuia să vorbesc engleză, nu reușeam. Îmi veneau cuvintele românești. Dar, să zicem, de la 5, 6, 7 ani până la 17 ani, am păstrat limba, nu mai am vorbit românește. Deci uite, Luigi, că în Italia te-ai aflat cam în aceeași situație în care ne-am aflat noi, din acea generație, aici în Republica Moldova. Eu, de exemplu, sunt din 1960 și am mers, generația mea a mers și ea pe această pistă bilingvistă. Dar diferența era că noi mergem de la limba română,
interferența cu limba rusă, adică două limbi totalmente diferite din două sfere totalmente diferite. Nu cum e româna și italiana care sunt la un pas. Sunt neolatina mundo. Da, neolatina, să zicem așa. Și se seamănă ele. Nouă ne-a fost mult mai greu, deși dacă o iai de mic copil, nici nu simți. Dar este important să vorbești corect. Dacă vorbești în italiană, vorbești perfect în italiană fără românisme și viceversa, în română fără italianisme. Îți reușește? Da, dar sunt niște cuvintele care sunt egale. Soră ta, mamă ta. Bine, iată, eu am venit îmbrăcat în giubbotto. Cineva mi-a spus că asta e ciubotă. Ciubotă. Soră ta. Soră ta în limba românească e sortă. Soră ta. Da, dar în limba italiană suora ce înseamnă? E soră. Soră ta. În limba... Dar în limba italiană suora. Suora este... Călugăriță. Da. De la, uite, vezi, de la ce înseamnă frate în limba italiană? Frate poate să fie fratele sau... Da. În italiană frate este preot. Cum e? Părinte. Preot, da, părinte. Dar în limba română este fratello. Fratello. Iată, vezi că uneori nu s-au înțeles cuvintele. S-ar părea că e același cuvânt, da? Dar au dat sens diferit. Sunt niște cuvintele care sunt egale. Mama ta. De exemplu, ți se spune în limba română, în limba italiană, spelarele patate. O rămân român că poate să înțeleagă ce? Spalare cartofi. Ceea ce nu-i corect. Nu. Spelare, spalare. Spelare a curății coaja. A curății coaja. Dar românca poate să înțeleagă a le spăla. Adică lavare, în limba italiană ar fi. Deci, bine, și cum a mers adolescența? Nu prea bine, Sergiu. N-a mers bine pentru că eu am crescut într-un anturaj care era diferit din toată Italia. Sudul Italia este diferit din nordul Italia. Și am suferit un picuț la școală, pentru că când au aflat că aveam mama româncă, băieți cam răi se băteau joc de mine. Curios. În acea perioadă? Da. Mama țigancă. Mama țigancă. A, iată așa spuneau, da? Da. Da. Curios. Da, da. În fine. Aha. Asta când aveam deja la școală 5 plus 27. Clasa 7. Păi, Luigi, păi da, și în Italia sunt foarte mulți țigani de etnie Sinti. Și nimeni nu aruncă cu piatra, știu eu, își trăiesc viața, treaba lor, uite. Da, eu spuneam drept, vezi că mama nu e țigancă, mama e româncă, e albă la față. Da. Păi, printre altele, să mergi prin Iași, prin București, să vezi câte fete frumoase sunt, anume românce, beget și care nu au nimic cu etnia romilor. Absolut nimic, adică... Nu văd partea ofensativă aici, da? Deși, mă rog, avem noi probleme aici în Chișinău, unii politicieni își permit unele perle uneori. Bine, adolescența, apoi ai făcut, cred că, o facultate. Să zicem că eu am păstrat limba română până la anii 17, pentru că în timpul ăla în Crotone nu erau români, erau foarte puțini. Mama a fost prima româncă care a ajuns în orașul Crotone și cred că în toată Calabria, pe vârsta. Păi, 74-75, da. Oricum, încet au început să ajungă altele. Cred că după 80 și ceva deja au început da, când eu avem 18-20 de ani, au început să ajungă tânării românii la lucru. Și am ținut legătura și am învățat iar română. Păi, cred că de acum, după anul 90, după Revoluția din România, da, când s-a dat liber, da, a obținut dreptul de viză, hai să spunem așa, 3 luni poți să mergi peste hotare, apoi trebuie să te întorci și apoi încă 3 luni 95, 96, 97, cam așa. Da. Deși din 94, iată, în România deja era această libertate, că cu pașaport român aveai dreptul să mergi. Din 2004. Din 2004 era permis așa. 3 luni puteau. Da, 3 luni și... Deci, uite, să vorbim un pic despre familiile mixte. Adică, noi nu am descoperit nimic nou. E un deja vu în toată lumea. Dacă luăm Statele Unite, acolo e un genere, un mix de tutti frutti. Da? Familii, nu zicem, albi sau de culoare, de proveniență africană,
Eu, de exemplu, nu am nimic de ascuns. Fiica mea prietenește cu un afroamerican, cu un descendent din Kenya. Faptul despre familie mixte este faptul foarte important pentru viitorul copii. Iată, iată aici mai detaliat. Fiindcă, știi, este un proverb la români, că nu se amestecă benzina cu motorina. La noi în 94 era așa o glumă, de ce nu se unește Republica Moldova cu România? Că zice că noi mergem pe benzină, dar ei merg pe motorină și nu putem face unire. Și de aceea și în familie nu se amestecă benzina cu motorina. Să fie adevărat sau nu? Trebuie să fie pe ambe părțile responsabilitate mare. Adică să eliminăm din start acest element, nu zic rasist, aici nu putem vorbi de rasism, fiindcă totuși suntem toți europeni, da? Și nu suntem chiar de radicali, știu eu, din China, din Africa, din, știu eu, de culoare, suntem albi în primul rând. O familie mixtă. Dar o familie mixtă, culturi diferite. Uite, Luigi, de ce îți spun, fiindcă a trecut prin mâinile mele o cărțulie, scrisă de o domnișoară din Republica Moldova, și această cărțulie, știi cum se numea? Ea a scris această carte. Why do not marry an East European doamnă? Woman. De ce nu ar trebui să te căsătorești cu o doamnă din Europa de Est? Unde ea descrie cu lux de amănunt diferența între, în special, bărbații occidentali și doamnele din Europa de Est. Iată prin această prismă, chiar vreau opinia ta. Ce are în mentalitatea sa domnul, bărbatul din Vest și intră în contradicții cu mentalitatea doamnei din Est? S-ar scântei? Nu cred. Eu, fiindcă sunt jumătate român și jumătate italian, am încercat la început să găsesc o domnișoară italiană. Dar pe urmă am văzut că... Sunt prea emancipate. Nu. Că sufletul meu este mai aproape de la România. Aha. Că de la Italia. Băi, totuși pe linia maternă? Da. Pe linia maternă. Dar eu am ținut foarte bine legătura cu fetele din România. Uh-huh. Străine care erau în Italia. Aha. Felul de vorbi, de comunicare, era mai bun. Și, adică un feeling? Da. Dacă punem în același planul română și italiană, domnișoară română și o domnișoară italiană, eu să zicem că prefer domnișoara româncă. Așa. Eu prefer tot parte din Est. O iubesc mai mult. Așa, Luigi, pardon, iată, avem deja o intervenție și îmi pare că e destul de mare. Tatiana Nogainic de la Roma. Luigi, bun găsit! Cu ce te ocupi în Moldova și ce te-a adus pe meleagurile noastre mioritice? Răspunde, te rog, la prima întrebare. Mioriticele înseamnă? Mioritice, bine, de la Miorița, care era oița Miorița. Știi balada Miorița? Nu. Nu. Balada unde erau trei ciobănei cu trei turme de mei, un ciobănel era moldovean, altul vrâncean și altul ungurean, mai scurt, vine din folclorul nostru moldovenesc profund din secole. De aceea, bine, cu sens de glumă se mai spune că toți moldovenii sunt un pic mioritici, adică un pic ca oițele. În sens, poate un pic blând, un pic prostuț, un pic... De ce se spune meleag mioritic? Dar întrebarea nu cred că e cu dedesubturi, cu dublu sens. Adică, cu ce te ocupi în Moldova și ce te-a adus pe meleagurile noastre mioritice? Ce m-a adus? Să zicem că pasul e breve de la România la Moldova. Scurt. Breve. Scurt. Da. E scurt, câteva kilometri. Așa. Cu ce mă ocup? Am iubit aici, care o să fie nevastă. Așa. Și avem o firmă deschisă și încercăm să facem produs agricol. Uh-huh. Pentru că aici la Moldova pământul este foarte bogat. Așa. Și este posibilitatea de... De a face business în agricultură. Da? De trei. Ah. Că business se face cu bani. Da. Dacă n-ai bani, trebuie să trăiești. Corect. Și încercăm să trăim cum trăiam în Italia. Stai puțin, am uitat să fac ceva.
Cine-i tipul? E bancherul meu. Au intrat în cont banii pe care îi aștept? Îmi pare rău. Atunci transferați din contul meu de depozit în cel curent. S-a făcut. Cumpărați euro și transferați în contul meu bancar. S-a făcut. Și supliniți cardul de credit. S-a făcut. Atât. S-a făcut. Ce spuneai tu, dragă? Internet banking de la Moldova Agroind Bank. Acces la banii tăi, oricând și oriunde. Ochi, priviți-o cea din urmă oară. O, brațe, cea din urmă îmbrățișare. O, dulcea mea Julieta, de-am fi avut o casă. Una cât de mică, dar a noastră. Acum pierdut e totul însă și nimeni nu ne poate ajuta. Dar poate, dar poate. Moldova Agroind Bank oferă credit până la 1 milion de lei, pe un termen de până la 20 de ani. Creditul imobiliar de la Moldova Agroind Bank. Puterea stă în noi. Deci să înțelegem că asta ar fi răspunsul. Ce te-a adus pe meleagurile noastre meoritice, da? Iubirea, în primul rând. Iubirea, în primul rând, și, într-a doilea rând, bine, o iubire, da, fără să, o bucată de pâine, eu nu există. Eu puteam să rămân în Italia. Da. Eu am Italia, înțeles că aveai o meserie destul am, de bună. Am da? Încă o meserie destul de bună. Sunt chimist. Ești chimist în... într-o fabrică termoelectrică. Acum sunt opriți pentru renovare, un an de zile, și am ales Moldova. Puteam să-i spun lui prietena mea să hai să mergem la Italia. Da. Dar m-am gândit la familia mea. Mama din București, tata italian. Acum mama are 58 de ani, tata 60. Da, mulți ani înainte. Mersi. Și ved că mama suferă pentru că e departe de părinți, e departe de surori. Și cred că de asta încerc să fac business în Moldova. Păi, Luigi, dar asta scotiere nu există. Pentru că n-aș vrea să o scot pe prietena mea de la familie. A, deci da, asta ar fi un motiv serios. Când o să ajungem la vârsta de 50-60 de ani, nu vreau să sufere pentru că e departe de mama, tata, anturajul care... Păi da, Luigi, foarte des pe mine mă întreabă, domnul Răileanu, ce este pentru dumneavoastră Italia? Și eu de fiecare dată răspund cu o singură frază. Italia per me e amore e dolore. Italia pentru mine este tot și nimic. Ai spus-o foarte drastic, foarte radical și tot și nimic în tot același și timp. Nimic. Are sens să decifrăm? N-ai, da, o decifrăm încet, încet. În Italia, deocamdată, eu cred că este viața foarte grea și este o situație foarte încurcată. Păi, mai încurcată decât în Moldova? Nu e gen. Oare? Cred că se seamănă un picuț, dar... în Italia trebuie să lumea să începe de le... să iese din casă, să vorbească, să nu tacă din gură. Adică, într-un fel, să iasă la proteste? Da. Păi de același lucru ești la noi, Luigi. Dar la voi ies la proteste. Când ultima la noi dată, este o flacură care se stinge într-o săptămână. Luigi, eu în 1997 am făcut a doua vizită în Italia, am ajuns în orașul Bologna. Era o zi de duminică, crede-mă, pe atunci Sergio Cofferati a scos în străzile din Bologna 1 milion de oameni. Eu în acea perioadă, în 97, n-am văzut atâtea drapele roșii în Uniunea Sovietică cât am văzut în Bologna. Și m-a mirat, bravo Italia, uite cum știe să lupte pentru clasa muncitoare, sindicatele, în primul rând, pentru drepturile lor. Situația politică în Italia s-a schimbat foarte mult. Politicienii italieni au pierdut încredere. Hai să, uite, am alunecat deja în politică. Am alunecat în politică. Politica la o parte, da. Uite, te întreabă Tatiana Nogailic, ai văzut filmul Arrivederci? Arrivederci, regizor Valeriu Jereghi, și cum crezi, de ce moldovenilor din Occident l-au ignorat și nu l-au acceptat? Opa! Dar n-am văzut filmul. N-ai văzut despre filmul? Despre ce e filmul? Ok, filmul Arrivederci este despre doi copii care au fost, nu zic abandonați de mama lor, lăsați practic pe seama proprie. Acești copii
singuri, unul de 7 anișori, altul băiețelul și fetița de vreo 5 anișori, au rămas practic singuri ei. Și îți imaginezi când doi copilași merg la biserică și preotul întreabă, el vrea să cumpere o lumânare. Ce, pentru ce trebuie lumânare? De sănătate sau de pocăință, adică de moarte? La care copilul cu jumătate de gură spune, de sănătate. E pentru cine? Mama. Unde e mama? Italia. Îți imaginezi? Și, mă rog, cetățenii Italiei care au văzut acest film în Italia au rămas foarte atinși sentimental de acest film, fiindcă mulți, în special din sudul Italiei, au trecut și ei și prin această viață, în special în anii post-belici, când se dormea pe niște matrasuri de pănușe, de popușoi, da? De porumb. Nu pentru a face critică sau ceva de genul ăsta. Da. Sau în Belgia la minele de cărbune, da, și mureau cu miile acolo. Noi știm chestiile astea și nu facem cu răutate, spunem asta, sau pentru a zice, a, ia ca și la ăștia le-a fost rău. Ferească Dumnezeu. Nu. Dar noi știm că toți au trecut prin grele. Și iată, acum a ajuns și pentru Moldova. Și de ce acest film a stârnit în sânul cetățenilor italieni în Italia simpatie. Dar comunitatea moldovenilor din Italia practic s-a divizat în două. Cineva l-a învinuit pe Jereghe că uite, ăsta ne murdărește țara, imaginea țării. Și așa este șifonată, da? Dar ăsta încă mai toarnă zoi deasupra. Iată de ce, de unde dar derivă. Dar nu se murdărește... Această întrebare. Ai înțeles de unde derivă? Da, dar eu cred că nu se murdărește țara cu realitate. Mie mi-au povestit prietenii mei în Italia și Alfredo Ferrari și Giancarlo Nicoli și mulți alți prieteni pe care i-am aici, mi-au povestit că câte filme s-au fost făcute în Italia când însuși italienii râdeau de realitatea sa și în felul ăsta e ceva curativ. E corect? Moldovenii sunt un pic supărăcioși când cineva le spune cu ironie despre Moldova. Permalozii, în limba italiană, ar fi moldavii, permalozii, da? Poate ține mai mult la steagul. Poate ar trebui să ne curățim și noi un pic, să nu fim chiar atât de malițioși, de răutăcioși. Iată de unde a derivat această întrebare. Cum Tatiana Nogalnic a vrut percepția ta. Asta este. Bine, ce mai avem aici? A, așa, îți fac complimente pentru că ai învățat graiul nostru. Dar am o întrebare. În Moldova te-ai simțit discriminat vreodată? Semnul întrebării? Nu. Să-ți spun drept, nu înțeleg nici eu de ce a fost pusă, Tatiana, de ce ai pus această întrebare? Nu, n-am fost discriminat pentru că fiind jumate al vostru, da. Nu poate să ne discrimineze lumea, cred. Da. Dar cred că nu la toți sunt simpatic. Pentru că... Motiv? Pentru că sunteți jumătate italian. O, mama mia, Santa Rosalinda, și de ce? Bine, eu mă gândesc... Nu toți moldovenii suferă italienii. Ăștia, am văzut că sunt moldovenii din Rusia. A, moldovenii din Rusia, da. Noi în Rusia avem în jur de 300-400 de mii de cetățeni moldoveni în Rusia. Și ei sunt mai mult filoruși, totuși. Da, are o concepție particulară și mai... Fiindcă eu, de exemplu, sunt filo-occidental și deoarece am petrecut și eu mulți ani în Italia, în Milano în special, aceeași întrebare putea să mi-o pună Tatiana și mie. Sergiu, cum te-ai simțit în Milano? Că am fost eu discriminat sau nu? Eu acolo m-am simțit mai bine decât italienii din sudul Italiei, crede-mă. Nu am fost discriminat. Eu m-am simțit discriminat mai mult la mine în țară că în nordul Italiei, da? Cred, în special în Lombardia. În nordul Italiei sunt discriminat pentru că vin din sud Italiei. Ce zicem? No, dar fiindcă am și mama româncă, sunt discriminat dublu. Dublu. Eu fenomenul ăsta l-am descoperit în anul 1999 când pentru prima dată am mers la Milano. Dar să revenim totuși, uite, am alunicat iarăși în teme. Deci familiile cu mentalitate. Avea dreptate acea domnișoară când a scris cartea că nu trebuie să vă căsătoriți cu domnișoarele din Europa de Est. Și iată de ce. Nu-ți spun de ce, intuiește tu de ce. În primul rând trebuie să le căutați pentru iubirea. De acord? Trebuie să se vorbească într-o cuplă.
trebuie să se cunoaște. Adică dialog. Și niciodată un dialog conflictual. Numai dialog comprensiv. E greu italianul care se căsătorește cu o moldoveancă. E foarte greu. Sunt două mentalitate diferite. Două țările diferite. Păi, două viații diferite. Ea nu degeaba spune că de ce nu trebuie, în genere, cruce de pus. Nu, că cruce nu putem să o punem. Pentru că, fiind că iubirea n-are limită, n-are confin. Uite ce ne spun cetățenii noștri, Tatiana. Uite, cum nu-i da peste tot numai Tatiane, da? Soția mea, Tatiana, logodnica ta, Tatiana, am înțeles că și prietenii mei, Giancarlo Nicoli, tot Tatiana se numește și sunt mulți italieni aici în Moldova care tot Tatiana a adunat și le-a adunat. Dar să nu încurcăm Tatiana. Da, ia să vedem Tatiana de la Roma ce spune. Copiii singuri acasă sunt o tragedie pentru Moldova. Iar în unele sate au început să apară lupi și șacali, wow, mama mia, da? Pământul este abandonat și casele pustii. Cum crezi, Luigi, așa, numele dumneavoastră simpatic, bărbatul meu este de asemenea Luigi, care ar fi un viitor pentru Moldova? Uite, Luigi, ți-a pus 5 semne de întrebare. Înțeleg că acum vorbim despre... Despre Republica Moldova. Că uite, copiii lăsați... Nu despre Chișinău, nu despre orașele mari, dar Republica despre... Republica Moldova. Despre țara. Independentă, Republica și suverană, Republica Moldova. Cum crezi? Care este viitorul tău? Iată, cu un ochi imparțial, tu cu un ochi, hai să zic, nu zic totalmente din afară, fiindcă ești pe jumătate de-al nostru. Cum ai spus, da? Dar întrebarea este, cum este viitorul meu sau viitorul... Cum este viitorul Republicii Moldova? Cum îl vezi tu? Trebuie să se înceapă de la guvernul. Deci, trebuie să se pune de acord între ei. Deci guvernarea, clasa politică, guvernarea trebuie să clasa politică moldoveancă. Se pune la o masă și zice, ce facem pentru țara noastră? E o țară mică și poate să fie cea mai bogată. Lucrăm împreună ca să... Uite, cu regret, uite cei din Elba au scris, la mine semnalul e foarte slab, nu reușesc să vă privesc. Păcat. Ar fi privit și Elba. Deci, da, și spuneai? Deci, bine, clasa politică, cred că în toate țările, clasa politică întotdeauna are grave probleme la capitolul responsabilitate pentru propriul popor. Fiindcă același lucru am putea să spunem și despre Egipt, și despre Libia, și despre Italia, și despre Moldova, și Rusia, Ucraina, și așa mai departe. La țară grea e viață. La țară? Da. În campania, da? În campania, da. Eu o văd cu părinții lui Tania. Mm-hmm. Pentru că în ce zonă a Moldovei? În Ștefan Bola. Păi acolo e purcariu. De la voluntiri. Voluntir. Voluntirovca, cum se numea înainte, da? Și văd că viața este foarte rea. Pe urmă, când e mai multă zăpadă, colegamentele nu sunt. Aha. Și e o viață foarte chinuitoare. Chinuitoare. Păi, eu, de exemplu, uite, în multe din emisiunile noastre unde abordăm tema viitorul Republicii Moldova și ce s-ar putea face, uite, am accentuat o chestie, că dacă ar veni, de exemplu, din o agenție economică, operatorii economici din Italia, care s-ar implica în Moldova în sectorul agricol, lavorazione agricola, da? Uite, aici împreună cu tehnologiile italiene s-ar putea produce produse biologic curate. Dar de ce se vine italieni? Păi, fiindcă... Guvernul din Moldova trebuie să face cerere la Europa pentru bani. Toți care are firme, toți moldovenii care se ocupă cu agricultura aici în Moldova, trebuie să studiază agricultura europeană. Așa. Și trebuie să face cerere de la Europa ca să ia bani, ca să cumpere toată tehnica agricolă, să înceapă să lucreze pământul, cum se lucrează în Europa. Nu e ușor, Luigi, să treci la standardele impuse de Bruxelles? Nu este ușor, dar se poate. Nu trebuie să... Peste noapte e greu. Dar nu e nici frumos să vină lumea de peste o tare. Da, să învețe pe moldoveni agricultură. Nu spun asta. Să vină lumea de peste o tare și să ia la lucru oameni din Moldova. Aha. Și să-i plătească 100-150 de lei pe zi.
Uite, este un cântăreț. Ei face bani și în Moldova lumea moldovenească se chinuie. Igor Kociug, el are un cântec unde două rândunele, două rânduri spun așa: noi mergem printre străini, dar vin în Moldova străini și se fac aici stăpâni. Asta vreau să zic. De ce? Străinii trebuie să fie stăpâni. Păi da, în parteneriat, nu de pe poziție stăpân și argat. Înțelegi cuvântul ăsta? Argat nu, argat nu. Braciante. În limba italiană ar fi, da? În parteneriat cu firmele din Moldova, unde s-ar pune, știu eu, capital 50-50, să zicem, da? Trebuie să fie obligator așa ceva, ar trebui să fie obligator așa ceva. 50-50, firmele, cum era odată o firmă în sud, în Stefan Voda, Osmol, firma, erau mai mulți agricultori între ei. Unde? În Chișinău, mi se pare, Osmol Don, cam așa ceva, nu știu cuvântul corect. Dar erau agricoli toți împreună. Ah, colhoz! Da, da. Luigi. Bine, e omologul la ceapeurile din România, cooperativele, da? Cooperativele, așa trebuie să fie. În limba rusă, colectivnoe hozaistvo, și s-a primit o abreviatură colhoz, da? Firma care vrea să deschide în Moldova ar trebui să stea în cooperativă cu... Luigi, îți spun un proverb care era în vogă în Moldova în timpul colhozurilor. La colhoz, pe dealul mare, cine fură, acela are. Ai auzit așa proverb? Nu. Păi nici nu ai de unde. Se fura ca noaptea în pădure. Am aflat așa ceva și o să păzesc și eu pământul meu. Păi dar nu poate o agricultură să reziste când, da, ziua te prefaci că muncești, iar seara pui sacul pe spate cu cartofi sau cu mere și îl duci acasă. Iată de ce, practic, a dat faliment acest tip de agricultură. Fiindcă era proprietatea așa numită colectivă, cu alte cuvinte, a nimănui, de nimeni. De ce fiecare? Eu unui țăran l-am întrebat, măi, tu de ce furi? Deci, dar eu nu fur, eu iau ceea ce mi aparține pe drept. Uite, ai văzut ce filozofie, ce mentalitate. Iată ce a fost colhozurile la noi. Uite ce mai spune, iată, întreabă, Tatiana, discriminat de ruși am în vedere. Te simți discriminat de ruși aici? Nu, mă simt discriminat, dar am văzut că comunicare cu oameni ruși nu așa este ușoară. Da. Și de multe ori ei înjură. Înjură? Da. Dar știi de ce înjură? Probabil pentru că nu înțeleg ce vreau să zic. Atâția ani de zile, hai să spunem așa. Uite, suntem în 2012. Într-un fel, această dată este simbolică, fiindcă anul acesta s-ar împlini, spun ei, 200 de ani de la prezența rușilor în Moldova. Din 1812, când armata lui Kutuzov, care l-a bătut pe Napoleon, da, înainte de a face lupta, războiul cu Napoleon, a avut o luptă cu un război cu Turcia. Și în baza unui acord de pace semnat cu Turcia în 1812, iată această fâșie de pământ, Basarabia, între Nistru și Prut, a fost anexată în modul cel mai brutal la Rusia. Și iată, de atunci rușii se simt stăpâni aici și niciodată nu-ți va vorbi un rus pe limba ta. Este acest orgoliu șovin, fix așa cum americanul merge și în Africa și în Indonezia și unde vrei, și pe insula Sumatra, și el știe că el va vorbi limba engleză și toată lumea este obligată să-l înțeleagă. O să le înțeleg și eu peste câteva luni. O să-mi las școala de rus acum. Vin italienii în Moldova ca să învețe limba rusă. Culmea! Că România nu putem să învețe. Ia spune, cel puțin mulțumesc sau bună ziua în limba rusă, Luigi. Здравствуйте! Ia ca așa. Dar poate ar trebui să facem invers, să învățăm pe ei, știu eu, un pic de italiană, un pic mie de română. Limba rusă mi-a plăcut de când eram mic.
Pentru că tata... Păi, Luigi, eu înțeleg, Dostoievski, Tolstoi, știu, Ioana Karenina, de acord. Astea eu nu i-am cunoscut decât la școală, dar am cunoscut o rusoaică care venea acasă la mine când eram mic. Și ce făcea? Ea era căsătorită cu un italian. A, așa. Și italianul era colega lucrului tată. Atenție, 1974. Da. Prezentă, rusoaică. Da, da, da. Mama mea, Santa Rosalinda. Da, da. Dar ea cum a ajuns acolo? Nu, asta nu știu. No comment. Asta nu știu. No comment. Și ea vorbea rus și m-a plăcut de atunci și rus, limba rusă. Aha, păi iată, vezi, Tatiana spune că nu știi rus, ai răspuns deja la întrebare. Luigi, tu cunoști că mulți în Moldova pledează pentru unirea cu România? Întrebare. Stai puțin, am uitat să fac ceva. Cine e tipul? E bancherul meu. Au intrat în cont banii pe care îi aștept? Îmi pare rău. Atunci transferați din contul meu de depozit în cel curent. S-a făcut. Cumpărați euro și transferați în contul meu bancar. S-a făcut. Și supliniți cardul de credit. S-a făcut. Atât. S-a făcut. Ce spuneai tu, dragă? Internet banking de la Moldova Agroind Bank. Acces la banii tăi oricând și oriunde. Ochi, priviți-o cea din urmă oară. O, brațe, cea din urmă îmbrățișare. O, dulcea mea Julieta, de-am fi avut o casă. Una cât de mică, dar a noastră. Acum pierdut e totul însă și nimeni nu ne poate ajuta. Ba poate, ba poate. Moldova Agroind Bank oferă credit până la 1 milion de lei, pe un termen de până la 20 de ani. Creditul imobiliar de la Moldova Agroind Bank. Puterea stă în noi. Predează înseamnă că vrea vor să facă unire, da, în România? Da, da, da. Eu am vorbit cu mulți moldoveni. Nu toți vrea să se... Nu, vezi, a spus mulți. Mulți, da, dar sunt mai mulți moldoveni care nu vrea. Iată proporția ta, în imaginea ta, cum ai simțit-o? Cât la cât? Sincer. Sincer. Cuvântul Republica Independentă de Moldova e atât de frumos. Dar? Eu nu știu de ce trebuie să plecați cu România. Mă rog, se acceptă și așa variante. Dar în percepția ta, cu câți moldoveni ai vorbit? Câți s-au părut că ar dori să fie alipirea la România și câți nu? Proporția, cât? 50 la 50, 30 nu, la, nu, nu, la nu, 70? Nu, nu. Sunt mai puțini care vrea să se pune cu România. Aha, deci un 30, un 40, da? Da, după cum am vorbit eu. Asta e percepția ta? Da. Ah, băi, cred că da. Așa, cum crezi, e real și ce viitor poate avea țara noastră împreună cu frații de peste Prut? Nu riscăm să fim discriminați că suntem din sud, ca și voi în Italia? Ba, Tatiana, ce termeni folosește? Vezi? Iată, așa întrebări pot să spună doar cei moldoveni din Italia care cunosc și realitățile din Italia. Vreau să-i răspund. Da. Vezi că noi ea nu a folosit sud, cuvântul teroni sau ceva, dar încă bine că l-a evitat. Noi italienii din sud trecem peste asta. Foarte corect. Deci noi spunem, există Italia, fiindcă, uite, eu am observat o chestie. Italienii care sunt în Moldova, indiferent din ce zonă ar Italiei nu ar fi, aflându-se în Moldova, ei totuși au găsit un punct de solidaritate. Și nu fac diferențe, că tu ești din sudul Italiei, eu sunt... din nord. Înțelegi? Înțeleg, înțeleg. Eu am văzut cum se făcea tifo la campionatul de fotbal, unde toți italienii strigau aici Viva Italia! Dar nu Viva Dar Calabria urma, sau Viva în afară Piemonte. În afară de stadion nu mai este așa. Dacă te duci în nord Italia, înspre Padania, ei vrea să iese din Italia. Deci... Și dacă îi povestești despre sudul Italia, Doamne ferește.
Și iar, iată, vezi cum toate aceste realități, fie în Italia, fie în Moldova, se suprapun apoi în această microatmosferă care este celula familiei. Iată soțul, iată soția și iată ei, vrei, nu vrei, trebuie să discute și ei temele astea. Trebuie să discute le teme astea și trebuie să se căsătorește cu cap. Trebuie să știe. Viitorul copii nu e ușor când ai mama româncă, mama moldoveancă și tata italian sau invers. Pentru că copilul crește cu o dublă personalitate. Da. O dublă personalitate și nu se știe niciodată în viață. Să nu se întâmple dedublare. Dedublare, total. Uh-huh. De fapt, eu 7 ani de zile am suferit de panic, depresie și... Luigi, problemele vreau să spun la... că, uite, știi că există 2 forumuri în Italia, este moldweb.eu și ambasada.it. Și, practic, aceste forumuri pe internet au fost fondate de cetățeni ai Italiei căsătoriți cu moldovence. Și au făcut-o în bună fede, da, cu bună intenție, de a da o asistență informațională, logistică, numește cum vrei, pentru cei care vor să facă întreprinderi mixte și cu toată informația, fie de perfectarea actelor la ambasade, cum se face o căsătorie, cununie, obiceiuri, nuntă, câți metri pătrați trebuie să fie masa la nuntă, la moldoveni și așa mai departe. Nuntă trebuie să se face de 2 ore, una în Italia și una în Moldova. Ca să scoatem banii din Moldova și din Italia. Și câți metri pătrați trebuie să fie masa, Luigi? Acum spectatorii vor râde de noi. Aici masa e bogată la Moldova. Am văzut masa că nu se termină niciodată. Da? Eu nu te întreb, Luigi, cum ai supraviețuit la noi aici, începând cu 24 decembrie, până acum câteva zile în urmă, când s-a terminat, ce a fost la noi? Sfântul Ion Bobotează, da? Da. Și, și ieri a fost anul nou, apropo, aici s-a sărbătorit anul nou chinezesc. Știți de asta? Era un foc de artificii în Chișinău. Eu mă plimbam cu soția și a rămas tablou. Uite, foc de artificii, a venit draconul. Deci, moldovenii au intrat în sărbători la 24 decembrie. Și ai auzit vorba la noi? Turn argint și dați găluce. Nu știi ce înseamnă asta? Turn argint? Turnați vin și dați sarmale. N-am auzit. Unde cântă vioristul? Turnați vin și dați sarmale. Iată așa, non-stop. Până acum de bobotează. Sărbătorile la aici le-am făcut bine. Da? Da, apropo, uite, vezi, te întreabă tot, nu degeaba te întreabă, cam cu rușii. Te-ai nimerit la vreun drink cu rușii? Da. Ai rezistat? Da. Deodată te întreb. Da, am rezistat la masă. Precis că amestecau vodcă cu bere. Da. Și tu băutura asta omicidială, ai băut-o? Da, dar pe urmă am vărsat-o după. Normal. Dar la masă am ținut. Fiindcă aici Moldova te pune la niște teste, da, foarte dure. Nu sunt pentru mine testele. Uite, eu chiar la mine acasă am avut o sărbătoriță unde am avut ca oaspete un cetățean al Italiei, prietenul nostru Alfredo, da? Și finul meu care este de origine rusă. Eu îi spun Serge, dar nu mai este el Serge, este chiar Sergei Constantinov. Serioja, da. Și după a doua sticlă de vodcă, imaginează ce dialog era. Ăsta vorbea rusește și nu înțelegea în limba română și Alfredo îi dădea cu italiana și cu română. Și eu ca interfață. Dar a fost vesel. Am găsit un feeling până la urmă. Deci cineva spunea că, uite, Statele Unite au ajuns într-adevăr să fie o națiune prosperă. Bine, lăsăm criza la o parte. Crizele vin și pleacă, da? Anume din cauza că la ei totul este un tutti-frutti. Amestecătură și familii și cum dorești. Chiar dacă, nu știu, am mari dubii, fiindcă comunitatea italiană, de exemplu, și-a păstrat în bună parte, așa, nu zic că este blindată, nu mai este blindată. Da? Ori merge în New York, este suficient să intre în
cartierele este New Yorkeze locuite numai de afroamericani și mai bine nu intra. Ori, intre în cafenelele italiene, da? Și vorbește în altă limbă și deja se uită storto, se uită strâmb la tine. Eu râd pentru că și la noi în sudul Italiei sunt niște orășele, când e așa, sunt mai particulare. Când vine un străin... Adică la ce înălțime de conștientizare trebuie să se ridice? Nu zic, nu suntem noi salvatorii globului pământesc, dar mă rog, toți oamenii planetei, ca să găsească întotdeauna un numitor comun și să treacă peste aceste bariere, știu eu, rasiale și așa mai departe. Eu cred că trebuie toate persoanele se numere până la 10. Înainte se resuflă, înainte se resuflă și pe urmă să se gândi. Da. Foarte corect. Oh, Luigi, ești catolic? Unde o să te căsătorești? Eu sunt catolic și o să mă căsătoresc în Moldova și în Italia. Îți spun un banc din Milano. Doi moldoveni în fața la Duomo de Milano. Unul vrea să intre, celălalt îl trage de mâine, că îi spune, unde te duci, mă? Tu ce ești, catolic? La care ăsta răspunde, nu, eu sunt ca Vasea. Cine este Vasea? Cred că ai auzit acest nume în Moldova. Vasea? Vasea. Vasile. Vasile, bravo. Eu nu sunt ca, dar tolic este de la Anatol. Anatol, da. Tolic, ca tolic, ca Vasea. Uite, a făcut un joc de cuvinte. Luigi, tu ai văzut câte sărbători sunt în Republica Moldova? Îți pare, e normal acest lucru? Nu folosesc, așa, nu folosesc prea mult alcool bărbații noștri? Pe tema asta... Eu înțeleg că... întrebarea lui Tatiana, ea tot timpul este axată pe alcoolismul bărbaților din Republica Moldova. Da, sunt niște legi particulare în Moldova. Cu băutura la volan. Dar e și adevărul că oamenii moldoveni bea foarte mult. Păi cred că tu nu te pui în competiții cu moldovenii. Doamne ferește, nu. Sau cu rușii cu atât mai mult. Nu se poate. Fică eu, de exemplu, nu mă pun cu rușii. Nu. Dar când merg la țară, sunt și precaut cu toți verișorii soției mele. De exemplu, când scot câte o căldare întreagă de vin roșu, și se începe, tu mă respecti? Nu, eu... În limba rusă, tu mine uvajaiești? Sunt convins că ai auzit vorba asta. Dar pe urmă eu mă trezesc dimineața. Cu dureri de cap. Hai să zicem drept. Primele oare când am ajuns la Moldova, am încercat să fac masa cum o faceți voi. Așa. Să respect lumea. Într-o dimineață mă duc aminte că era 8:30, eram în cază de baie cu apă pe mine și nu reușeam să mă trezesc. Am adormit acolo. Clar. Decât am sărbătorit noapte. Și am zis, gata, nu se poate. Deci încet, încet... Deci s-a tras o linie cu o concluzie... Da, cu o linie cu o concluzie. Amestecăturile, nu. Nu fac bine la ficat, nu fac bine la nimic amestecăturile. Se începe cu bere, se termină cu bere. Se începe cu vin, se uite, termină uite, cu vin. Râd de noi cei de la Roma, Tatiana Nogaile, că ne-a pus două facine cu un zâmbet. Se vede că a fost nostru și i-a plăcut răspunsul nostru. Da, și ce dorești, un băiat, o fată, când va fi deja după căsătorie? Toți bărbații întotdeauna zice, eu vreau un băiețel, apropo, ce nume îi vei pune? În caz de bărbat, în caz de bărbat, în Italia se pune numele lui tata. Deci ar trebui Egidiu. Uh-huh. În caz de fată ar trebui să fie Rita. Margaret, cum se numește. Margareta. Dar până la sfârșit vedem cum ne acordăm cu soție. Da, este o vorbă. Se vedea Domnul sănătate și fericire și bună înțelegere în sensul ăsta. Poate amestecăm numele. Punem numele italian și numele moldoven. Da, dar vedeți să nu fie ceva ridicol și îți spun de ce. Uite, eu am fost martor când eram copil, un copil de aici din Chișinău, numele de familie era Pirojoc. Nu știu dacă îți spune ce, Pateu, da? În limba rusă Pirojoc. Și colac peste pupăză că părinții îi mai pun încă numele și Jean-Pierre, francez. Acum imaginează-ți acest copil la școală. Jean-Pierre Pirojoc. Cameramanul nostru râde. Îți imaginezi? Dar se poate. Deci trebuie să vă gândiți să nu complicați viața acestui copil. Nu trebuie.
De exemplu, eu am verișorul meu din București, că se numește Pavel Egidiu. Mm-hmm. Da. Și cum se simte? Se simte bine. Se simte foarte bine. Deci tata Egidiu s-ar putea să amestecam. Aha, bine. A, așa. Iată, scrie Tatiana, prietena te iubește, a, așa, se pregătească, a, prietena ta iubește să pregătească bucate? Prietena mea iubește foarte mult să pregătește bucate moldovenește și a început să facă mâncare italiană. A, așa, a, așa, dar ce bucate face? Ia să vedem, în italiană sau, așa, în italiană sau bucatele tradiționale moldovenești? Bucatele moldave îmi plac și ele, ea știe să le facă. Am în vedere, la noi avem un, ce? Tezaur. Un tezaur, cred că, da. Bogat și din bucate ucrainene, și române, și evreiască, și găgăuză. Tu o ajuns la bucătărie? Hai să zicem că când eu sunt în bucătărie, nu vreau să dea peste mine și invers. Pentru că eu știu să fac mâncare, ea știe să facă mâncare. Păi, eu știu că bărbații italieni au o gelozie specifică, mai ales când fac ei, adică de a pregăti bucatele, da? Unde intră el cu bucatele, soția mai bine să nu intre. Da. Dar ea a învățat bine de la mine și eu o las. Aha, are așa. Voie. Da. Dar e gospodina, e... Dar tu speli vesela, Luigi? Nu. Nu? O, mai bine de o arunc de la geam. A, așa. O, uite, avem în direct pe domnul Mirko Zati de la Milano. Aha, citim împreună în limba italiană, da? Ciao Sergio, sto seguendo naturalmente, non comprendo la lingua. Ma intuisco che, no, che con il tuo ospite stai parlando dell'Italia. Ho un capitolo nel mio libro intitolato L'avidità, da? E la cattiveria. Ho trattato un aneddoto lavorativo di Mariana con l'esperienza di Obiettivo Lavoro, che, come tu sai, è un'agenzia interinale. Mirko, lo sappiamo, però qua parliamo in rumeno. Se vuoi, fai una domanda. E noi saremo ben lieti di risponderti. Bine. Așa, câte minute mai avem în studio? Cu regret, uite, Luigi, avem doar un minut. Uite, ai camera de luat vederi? Poți, timp de un minut, face un mesaj, o adresare, un apel, tot ce sună prin cap frumos, da? La capitolul familie, la capitolul dragoste, amore, tot ce ai de spus. Dar un minut, please. Un minut? Da. În primul rând, salutare la toată lumea care mă cunoaște din Italia și din România. Salutare la familia lui Tania și sănătate multă, iubire și respect ca întotdeauna. Scurt, clar și cuprinzător. Iată pe această notă pozitivă, optimistă și să o luăm, cred că, ca apel și ca lozincă pentru toți oamenii planetei Terra. Noi vă mulțumim pentru atenție și mulțumim invitatului nostru studio, domnului Luigi Savoia, pentru că a acceptat această invitație și vă zicem la revedere, pe curând!